A devenit o modă printre gorjeni ca sărbătorile să se transforme în excursii și în acest an agențiile de turism s-au bătut în oferte tentante, mulți dintre cei care le-au trecut pragul fiind convinși să renunțe la masa de acasă pentru una într-un hotel select din țară. Avem deja înscrieri pentru sărbătorile pascale, având în vedere că e o vacanță mai mare, deci de 4 zile, 4 nopți, chiar cu 5 zile, putem să le oferim turiștilor în această perioadă locuri de odihnă în Maramureș, Bucovina, deci în România, Bucovina, la Băile Govora, hotelul Palace, ceva de vis. În Maramureș avem, deci de la Botiza pot să meargă, să fă noaptea de înviere, merg, organizatorii le pun la dispoziție un microbus care îi duc la biserică, deci pentru înviere, iar în Maramureș, în Bucovina, merg la mănăstire la Pudna, unde e ceva feric, deci e o noapte, o ferie într-o noapte de înviere la această mănăstire. Până în momentul de față avem cam vreo 20 de cupluri care merg în... Cei care preferă marea trebuie să știe că și pentru litoral există oferte de Paști. Nu puteți face baie în apa mării, dar există spa-uri unde vă puteți bucura de tot confortul. Pe litoralul Mării Negre, deci ei vin cu o nouă, anul acesta vin cu o nouă promptitudine, vin cu față de noi și ne oferă tot în perioada pascală, în toate cele patru zile sunt activități la complexurile spa din Mamaia. Ei pot să beneficieze de piscinele de care există la hotelurile respective, serviciile de spa și toate pentru această perioadă. Prețurile pleacă de la undeva de la 750 de lei de persoană, asta reprezentând 4 nopți de cazare cu demi-pensiune, deci respectiv micul dejun și cina, dar mese sățioase. Cereri pentru mini-concediul de Paște există și în afara țării, însă aici vorbim de oameni cu potențial financiar.